Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară, fostul viceprimar Constantin Ionescu. Domnule Ionescu, bună seara, bine ați venit. Salut, mă mulțumesc mult de invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Ce mai faceți? Cum merg lucrurile pe la partid în societate, așa din punctul dumneavoastră de vedere, că ați fost viceprimar și observați altfel problemele? Sigur, acum cu greutății, cu ajunsuri, cu neajunsuri, acum și dacă vrei să faci ceva și dacă vrei să duci și acasă, că vrei să faci curățenie, tot crezi un deraș în disconfort, aminte la un oraș ce trebuie gestionat din punct de vedere și al investițiilor și al serviciilor și al funcționalității unor lucruri la nivelul unei comunități, creează și nemulțumiri, creează și satisfacții de o parte. Important e ca în final lucrurile să-și atingă obiectivele și țintele la care ne așteptăm cu toți. Asta este cel mai important. Sunteți mulțumit așa de cum merg lucrările în Buzău, de ceea ce vedeți pe șantiere? Acum, sigur, sunt în perioada de derulare a programelor, a proiectelor, sunt în perioada în care lucrurile sunt în desfășurare, au fost și nemulțumiri, creează și disconfort și trafic îngreunat și pietonal și auto. Da, am spus și repet, niciodată nu poți să faci lucrurile pentru că ele totdeauna generează și un disconfort și o nemulțumire. În final e ca tot ce s-a propus la nivelul municipalității și a Consiliului Local, ele să fie duse la bun sfârșit și să aibă o finalitate pe măsura așteptărilor și banilor cheltuiți până la urmă. Faceți parte din Partidul Național Liberal și vreau să vă întreb, pentru că aveți colegi în Consiliul Local, cum vi se pare noul regulament al primăriei? L-am tot discutat, dar pentru că ați fost viceprimar, consilier local și aveți o funcție politică importantă, vreau să vă știu părerea. Acum, sigur, vis-a-vis de colegii mei, cei trei consilieri care au votat împotriva... S-au abținut. Păcat, credeam că au votat împotriva. Pentru că am făcut parte din mai multe legislaturi, nu exista acea problemă și nu cred că poate exista o problemă în democrație la 30 de ani după Revoluție, care, în special presa, care este, să spun, elementul principal și determinant în transmiterea unor informații, unor comentarii, unor dezbateri, să nu fie lăsată să participe la ședințe care sunt publice, sunt în interesul cetățenilor, unde se iau decizii pentru o comunitate. Este păcat că, în afară de 2-3 consilieri, atât cât ajunge informația în spațiul public, restul se duc și nu știu ce să duc acolo. E păcat pentru că și municipalitatea, în momentul în care vin cu anumite proiecte de hotărâri, pe ansamblu activității vorbind în general, trebuie să ai o contribuție, propuneri, păreri, dezbateri, să vii în sprijinul acelor proiecte, acelor soluții care generează și trebuie să genereze bunăstare în spațiul public, numai că, din păcate, unii s-au învățat să meargă acolo doar să-și ia indemnizația și să voteze așa cum îi se dictează, dar iată că aceste decizii care se iau și s-au luat pot dăuna democrației, pot dăuna progresului, dezvoltării, dezbaterilor în general, pentru că oamenii vor să știe pentru ce te-au ales acolo, de ce te-ai dus acolo, ți-au dat un anumit mandat pe anumite promisiuni, pentru că așa funcționează campania electorală, dar în momentul în care te pitești, să spun așa, după un hotărâre, un regulament sau ce-o fie acolo, pentru ca să nu te mai vadă presa, să nu te mai vadă până la urmă cetățenii, pentru că partea de relaționare între un executiv sau persoane alese și comunitate, elementul principal este mass media și promovarea, adică pe mai departe, a tot ceea ce înseamnă decizii, comentarii, dezbateri, să te vadă omul ce face acolo. E păcat că s-a luat această decizie și e păcat că și am văzut că sunt destul de mulți tineri în Consiliul Local care pot aspira pe mai departe la anumite funcții, dar în momentul în care o să-i întrebați de ce ai votat o chestiune, cum să spun, pentru care alții au murit, să putem ajunge într-o astfel de situație
să spun, de democrație, de transparență totală în luarea deciziilor, în a te vedea cetățeanul ce faci acolo, cum te comporți în urma unui vot pe care l-ai primit și pentru banii pe care iei ca și indemnizație, să nu ai nicio poziție și nicio reacție la un proiect de hotărâre pe care așa ți s-a spus să votezi și așa l-ai votat. Probabil că ați auzit explicațiile că ședințele se transmit live. N-are nicio legătură și cu alta. Că e sala prea mică și n-ar încăpea jurnaliștii. Niciodată n-a fost sala prea mică, pentru că vorbesc aici din anul 1996, de când am participat la ședințe de Consiliu Local, de sunt aproape 30 de ani, în care nu a fost o afluență foarte mare din partea populației, iar presa pe care o știm cu toții, din punct de vedere al dimensiunii pe care o are, a încăput întotdeauna și e loc pentru toată lumea. Mai ales că sunt mai multe subiecte de dezbătut sau în atenția presei, nu absolut. Este primăria singurul obiectiv al jurnaliștilor, astfel încât să fie acolo absolut, prezent repet, tot acolo, timpul. Este un for decizional, nu numai partea executivă, dar și oameni care au primit votul pentru a participa la acea masă ovală și a lua deciziile pentru cetățeni. Atunci, automat, trebuie să dai socoteală și să nu te pitești în spatele unei camere de luat vederi fără să ai acel impact direct cu cetățenii. Domnule Ionescu, dar știți că mâine e ședință extraordinară la Consiliul Local? Și va fi înmânat titlul de cetățean de onoare jurnalistului Adelin Petrișor, jurnalist bine cunoscut, corespondent de război de altfel. Și vreau să vă întreb dacă credeți că vor apărea discuții vis-a-vis de acest regulament sau nu vor apărea. Dar îl primește în sală? Credeți că nu îl primește în sală, nu? Nu, eu întreb face pentru parte că... din presă. Da, păi îl primește, că l-au invitat să-i acorde titlul de cetățean de onoare, da? Sigur, eu am formulat întrebarea sub forma unei glume. Pentru am înțeles. Că, e o persoană care face parte și pe care l-am și urmărit ca și materiale, ca și transmisii, ca și comentarii. Și iată, au ajuns informațiile în casele noastre prin intermediul mass media și prin intermediul dumnealui din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, din teatre de război, de acțiuni și lucruri importante, lucruri frumoase, mai puțin frumoase, lucruri pe care le-am aflat prin intermediul acestui ziarist, acestei persoane care are o experiență. E foarte bine că îi se acordă acest titlu, dar, din păcate, repet, este umbrit de acea decizie pe care chiar nu m-am așteptat, făcând parte, să spun, mai multe rânduri și din executiv și din partea decizională a municipiului Buzău, o astfel de decizie și lucrul cel mai... Nu rămân lucrurile așa, pentru că prefectul, colegul dumneavoastră de partid, se ocupă să vadă dacă e legal, nu e legal. Poate fi atacat în contencios, e o hotărâre care are... poate parcurge mai mulți pași favorabili sau nefavorabili până în momentul în care ea va deveni hotărâre în adevăratul sens al cuvântului. Bine, acum nu știu cât de mult înțeleg oamenii de ce e important ca presa să fie la Consiliul Local. Pe mulți îi deranjează foarte tare și faptul că nu mai au dreptul ei să meargă la ședințele de Consiliu Local dacă nu depun o cerere în termen de câteva zile înainte, dacă nu este aprobată acea cerere, dacă nu e considerat motivul pentru care vor să participe la ședință unul întemeiat. Adică sunt tot felul de bariere între cetățean și autoritate. Să știți că am văzut de-a lungul timpului fel de fel de situații, fel de fel de dezbateri în Consiliul Local în care veneau diversi cetățeni cu o problemă mai mică sau mai mare, îi se dădea dreptul de a vorbi un minut, două, trei, cât se hotărea la momentul respectiv. N-a fost niciun cap de țară și nu s-a blocat nicio activitate și niciun oraș sau o anumită informație să n-ajungă așa cum trebuie în spațiul public, pentru că a venit presa sau au venit doi cetățeni care și-au exprimat nemulțumirea
acolo în sală, în cadrul ședinței, până la urmă, oamenii își exprimă o nemulțumire, o apreciere sau o anumită, pot avea anumite propuneri în fața celor care au ales și au trimis acolo, că nu vii acasă la mine sau la dumneavoastră sau în altă parte, în spațiu privat, vii acolo în fața celor care i-ai votat și pe care îi sunt obligați să răspundă în fața cetățenilor. Oricum nu vin oamenii la ședințe cu rea intenție, dimpotrivă vin cu speranța că li se poate rezolva problema. Din păcate sunt puțini care au înțeles acest lucru dintre cei care stau la acea masă. Haideți să vorbim despre problemele pe care oamenii le au în această perioadă, pentru că am discutat și cu parlamentarii aleși de Buzoeni și din partidul din care faceți parte. Sunt probleme mari din punct de vedere economic. Sunt probleme foarte mari cauzate, în primul rând, de creșterea prețului combustibililor, dar de acolo a pornit o avalanșă. Ce se va întâmpla? Pentru că aseară vorbeam cu telespectatorii despre situația de la iarnă. Mulți au adresat întrebări vis-a-vis de situația de la RAM și cum va fi din iarnă. Ce știți? Pentru că sunteți un om care are în gestiune, să spun așa, asociațiile de proprietari din România, cunoașteți problemele oamenilor și știți și cum se încearcă rezolvarea lor. La ce să ne așteptăm? Da, comunic tot timpul cu președintele organizației la nivel național, domnul Mereuță, și aici la nivel local, cât pot să sprijin. Sigur, lucrurile au degenerat, ca să spun așa, odată cu creșterea și o accelerare foarte mare a sistemului inflațional. Vorbim imediat despre RAM, dar sigur. Așteaptă cineva la telefon. Bună seara! Bună seara, domnul Eneco. Bună seara. Aș vrea să comentez și eu scurt această informație, această atitudine curioasă, cel puțin să fiu amabil, a Consiliului Local Municipal, în special a domnului primar Constantin Toma. Sub umbrela unor succesuri conjuncturale în ceea ce privește atragerea unor fonduri europene și a dezmembrării acestui oraș, cel puțin momentan, în care nu ne mai putem înțelege pe unde o luăm și pe unde mergem, dar se consideră un succes în final. Mă rog, se comite o asemenea samovolnicie privind o asemenea hotărâre a consilierilor local, ale consiliului local, privind accesul, nu mai zic a unui cetățean ca mine sau, mă rog, al cuiva, ci a presei, a o putere în stat, nu? Care așa cel puțin se spune teoretic. E posibil așa ceva? Eu cred că, nu știu dacă s-a mai întâmplat undeva în această țară și dacă cel puțin opoziția asta e firavă așa cum este ea, nu are niciun cuvânt de spus. Sau dacă nu se face un demers serios pe legislativ, pe contențios administrativ, în care să îi mai rupă puțin din apucăturile astea dictatoriale în zona primar. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim și noi pentru intervenție, dar e opinia dumneavoastră, evident, vis-a-vis de termenii folosiți. E bine să ne gândim de două ori înainte, dar înțeleg nemulțumirea, evident, mai ales că mă gândeam atunci când vă spuneam despre jurnalistul Adelin Petrișor că va primi titlul de cetățean de onoare mâine și m-ați întrebat dacă va fi primit. Mă gândeam la faptul că am colegi în presă care activează acum, care au fost în teatre de război, au fost corespondenți de război, au fost acolo riscând, așa cum bine știm că face un jurnalist atunci când pleacă într-o zonă de conflict foarte mult. Dar acum acei jurnaliști nu sunt primiți la ședințele de Consiliu Local. Ca să nu mai vin de jurnaliști care transmit război din Ucraina și care mulți dintre ei au fost omorâți în anumite acțiuni, încercând să transmită de ororile care se întâmplă acolo. Da. Asta e viața și mergem mai departe. Îi spuneți telespectatorului că face opoziția ceva sau nu? Că opoziția a spus vorbe multe vis-a-vis de ce vorbe s-au spus în ședință, dar majoritatea decide până la urmă. Asta e una. Amendamentele au tot fost depuse. Democrația, dar până la urmă trebuia votat împotrivă, pentru că în momentul în care... Opoziția, mă refeream acum, să știți, la USR, prin domnul Cârstea, care a depus cele mai multe amendamente, domnul Florescu de la PMP, domnul Roșioru de la PMP. PNL-ul s-a abținut, considerându-se probabil un vot împotrivă, dar de ce nu au votat împotrivă?
Acum, abținere, de ce? Vă dați seama că nu pot să răspund în locul dumnealor, mai bine ar fi să chemați aici în emisiune și să întrebați, da, ca să poată să răspundă în fața celor care ne urmăresc și nu numai. Au comentat că abținerea e un vot negativ și atunci... E o chestiune, nu mă bag... Bine, regulamentul acela prevedea mai multe reguli, nu am numai înțeles acestea vis-a-vis de presă în și de acces. În care... Da, pe lângă mai multe reguli și mai multe condiții care au fost discutate în acel regulament, eu cred că lucrul cel mai important a fost acesta, prin transparența, prin participarea, prin implicarea cetățenească a presei, a celor care doresc să asiste, să participe și să urmărească o ședință de Consiliu Local, care nu cred că trebuie să fie un secret până la urmă. Da, n-ar avea de ce. N-ar avea de ce. Spuneți-mi despre RAM, domnule Ionescu. Ce să știe cei care încă au rămas în sistemul centralizat? Sigur, nu neapărat pe sistemul centralizat, dar va fi destul de greu și pentru toți ceilalți care au sursa proprie de încălzire, că vorbim de proprietari de la bloc sau de la case, pentru că creșterea accelerată a prețurilor va duce automat și la creșterea automată a facturilor la încălzire. Din informațiile care au apărut în spațiu public, am văzut că România nu va avea probleme la iarnă cu privire la capacitatea de magazinare a gazelor naturale pentru perioada de iarnă, numai că prețul va fi și unul pe măsură ca urmare a situației în care ne aflăm. Să sperăm că se vor lua cele mai bune decizii și că executivul va veni în sprijinul special al acelor case sociale defavorizate, care și de la bloc și de la case, că până la urmă încălzirea sau condițiile care trebuie să ți le asiguri pentru un trai decent trebuie să fie același indiferent că locuiești la bloc sau acasă. Dar în condițiile în care în ultimul an am văzut o statistică, s-ar fi scumpit gazul și simțim cu toții că s-a întâmplat așa cu 90% în ultimul an doar majorarea, da, aceasta, credeți că dacă am fi conservat sistemul centralizat în Buzău, dacă l-am fi dezvoltat sau modificat astfel încât să fie convenabil și pentru cetățeni și pentru autoritate, credeți că ar fi fost mai bine acum? Am fi văzut un transfer al celor care au centrale să fi renunțat la ele pentru că e gazul atât de scump să meargă la RAM? Sigur. Gestionarea anilor la rând, până la urmă, sistemul centralizat în orice economie, vorbim și sistemul de încălzire, în sistem cogenerale, pentru că de aici apare acel preț redus prin acea energie reziduală pe care o furnizez populației producând energie electrică și recuperând, vânzând energie electrică, cea mai mare parte a prețului. Așa funcționează în Uniunea Europeană, în orașele mari, în sistem centralizat cu recuperare de energie, numai că la acest moment exista o variantă, pentru că s-au debranșat foarte mult din sistemul centralizat de-a lungul anilor și atunci automat cheltuiala de a ține un sistem centralizat atât cât a mai rămas era destul de mare și fiecare acum încearcă să-și gestioneze propria situație în acea centrală de încălzire. Știu că aveți la un moment dat un plan sau un proiect pe care l-ați propus. Acum bănuiesc că e târziu, nu se mai poate sigur, pune în aplicare. Părerea mea că statul român trebuie să pedaleze și să accelereze foarte mult energia regenerabilă, vorbind de acele panouri solare cu care pot fi dezvoltate proiecte fie la casă, fie la bloc, să poată fi extins, pentru a compensa, în special, mai mult pe timp de vară, când consumurile sunt mai mici, facturile la energie și asigura prin această energie regenerabilă o alternativă la energia clasică și consumuri foarte mari. Va fi destul de greu. Va fi o iarnă cu un impact, sper eu, să nu fie așa de mare în rândul populației, dar vor trebui luate măsuri și decizii în care populația să fie protejată, pentru că ține de condiții de viață, de trai și să nu spunem mai mult și de economia din România ca urmare a acestor creșteri care a prețul gazelor și la energie, care va avea un impact destul de mare. Sunt acele întâlniri ale președinților asociațiilor de proprietari, ați participat la ele în Buzău? Sau... Acum, în ultima perioadă, nu. Dar mai am contact și mai țin legătura cu președintele asociației, mă mai întreabă, discutăm pe partea legislativă,
Le mai trimit și materiale de la nivel central, pentru că sunt anumite decizii și anumite dezbateri pe partea legislativă pe care au loc în Parlament și cu modificare legii Asociației de Proprietari sunt în această perioadă. Comunic, sigur, nu mai e aceeași, să spun, interes, pentru că și proprietari care s-au au ieșit din asociații de proprietari și au făcut fie pe bloc, fie au apelat la acele servicii individuale de facturare. Dar spuneți-mi, da, știți că aveți un coleg, domnul Roșioru, care a propus la un moment dat un proiect pentru desființarea asociațiilor de proprietari. Ar fi viabil? Ar ajuta cu adevărat proprietarii de apartamente sau nu se poate, pentru că în primul rând modalitatea de organizare este stabilită de legiuitor și asta este modalitatea de organizare într-un condominiu. La casă e una, când ai posibilitatea să ai facturare individuală pe toate serviciile. În schimb, la bloc, posibilitatea și din punct de vedere tehnic presupune o investiții mult mai mari pentru a putea ajunge la o facturare individuală și a te desprinde, numai că diferența e că la bloc, în condominii, avem acele cote de proprietate comună, cheltuieli comune, că vorbim de acoperiș, de subsol, de casa scării, care trebuie să gestionate la comun vis-a-vis de ce înseamnă proprietarii de la case. Acum, și partea de a se desprinde din asociații de proprietari a mai multor cetățeni prin care și-au dorit să-și gestioneze situația pe scară, pe bloc, pe un număr restrâns de apartamente pentru a genera o cheltuială mai mică. Vorbim și de cheltuielile către asociații de proprietari, vorbim și de a-și gestiona treaba individual sau un număr mai restrâns de apartamente și de proprietari, pentru că deciziile, una se iei decizii într-un bloc cu 20 de apartamente și alta se iei cu 200-300 de apartamente vis-a-vis de anumite lucruri și acțiuni și investiții care sunt necesare a fi derulate. Fiecare încearcă să-și gestioneze situația astfel încât toate deciziile care le iau să ducă la cheltuieli mult mai mici pe lista de întreținere. Asta este și oricum, legea asociațiilor de proprietari se va schimba în perioada următoare? Sunt anumite propuneri și au fost dezbateri și cu perioada și aceasta și acum câteva luni în urmă cu privire la anumite articole, dar probabil că o să facem și o emisiune în momentul în care sunt mai multe lucruri clare și mai multe decizii și discuții care se iau în Comisie de Specialitate în Parlamentul României. Vreau să vorbim și despre un proiect pe care am văzut că l-au votat consilierii locali recent. Proiect care v-a aparținut, l-ați depus în Consiliul Local, mi-amintesc că am discutat pe baza lui mult în emisiunile noastre. Era proiectul acela care prevedea că un constructor nu poate construi o clădire nouă dacă nu are asigurat un număr de locuri de parcare pentru clădirea respectivă. Când ați depus destinației, da, investiției respective. Când ați depus proiectul, care au fost reacțiile? A fost respins? Proiectul a fost depus de două ori, în urmă cu 4 ani de zile. Era un proiect prin care doream, până la urmă, a reglementa și așa o problemă destul de mare și la nivelul municipiului Buzău cu privire la locurile de parcare, acela că nimeni nu poate investi într-un anumit domeniu dacă, conform investiției și destinației acelui obiectiv pe care vrei să-l faci, că vorbim de locuință, că vorbim de policlinică privată sau spital privat, că vorbim de restaurant, de magazin, de orice investiție în baza căruia solicită o autorizație de construire, să ai un număr minim de locuri de parcare conform hotărârii de guvern 525 din 1991, dacă nu mă înșel, reactualizată, prin care nu puteai obține acea autorizație de construire dacă nu aveai în proprietatea privată, acolo unde îți derulai investiția, numărul minim de locuri de parcare. Că, repet, vorbim de hotel, trebuia să ai un număr minim de locuri de parcare, de restaurant, funcție de suprafața desfășurată, suprafața utilă a acelui obiectiv. Câți clienți ar veni? Câți clienți ar veni, dar sunt anumite anumiți indicatori care stabilesc acel număr minim de locuri de parcare, între număr minim și număr maxim de parcare.
Din păcate, sigur că a fost respins de două ori. Este foarte bine că el a fost aprobat, mai că s-au pierdut, să spun, câțiva ani de zile în care da, atunci, putea fi... De ce a fost respins? Care au fost argumentele? Că l-am făcut eu. Argumentele acestea au fost că l-ați propus dumneavoastră? Indirect, sigur. Indirect. Că... Dar țineți minte, dar direct... și vă aduc aminte o altă discuție cu privire la circulația în Parcul Crâng. Știți foarte bine, l-am depus de două ori, l-a respins, l-a depus municipalitatea sub aceeași formă și el a fost aprobat. Nu e, nu mă deranjează, nu m-a deranjat niciodată nicio altă acțiune care a fost în interesul acestui oraș, mai că s-au pierdut 4 ani de zile, perioada în care s-au emis autorizații de construire, s-au solicitat autorizații și care n-au fost supuse acestui proiect de hotărâre care în acest moment funcționează. Da, e bine că le dați idei. Am văzut că cu proiectul din Crâng au reacționat mai repede. N-a durat 4 ani până când au repropus acest proiect. Era presiunea mare atunci în era spațiu presiunea public mare, da. Cu privire la ceea ce se întâmplă. Și totuși presiunea era și când ați propus dumneavoastră proiectul. Păi da, pentru că... Și l-au respins. Și l-au respins. Ca să fie propus probabil de către PSD, nu? Bine că l-a propus. Bine că l-a s-a propus aprobat. Și dar bine important că... e că la momentul ăsta, iată că și-am trecut bine de sfârșit. Bine că nu se respectă, între bine ghilimele, că nu se respectă, da. Exact. De ce nu se respectă nici acum, domnule Ionescu? N-ar trebui, totuși, dacă avem regulament, să fie date și amenzi în cazul în care... Să urmărească aplicarea lui, că până la urmă protejeze o zonă cu care am mai discutat și cu care am mai dezbătut-o, o zonă a Parcului Crâng, a Pădurii Crâng, pe care... ne ducem acolo să ne plimbăm, să ne simțim bine, nu să auzim motoare, poluare și pericol de accident. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzdoianului împreună cu domnul Constantin Ionescu. Domnule Ionescu, am câteva mesaje pentru dumneavoastră. Întreabă un telespectator ce soluții ați propune, domnule Ionescu, pentru locuri de parcare pe Unirii Sud și pe Unirii Nord. Nu există și nici nu vedem să se ocupe cineva. Acum, după implementarea proiectului pe Bulevardul Unirii, în care am înțeles că vor fi desfințate zonele de parcaje, dar există și în planul de buget al municipalității acele parcări supraetajate pe un singur nivel în interiorul cartierelor, pe care lumea a discutat. Ea a fost construită și s-a dezvoltat, am și găsit pe internet în Timișoara, au dezvoltat și au construit un astfel de parcaj deschis și cu un singur etaj tocmai pentru a dubla numărul locurilor de parcare. Acum să vedem exact, pentru că va mai dura la acest moment, sunt propuse ca și studii, ca și proiecte în planul de buget, identificarea locațiilor, posibilitatea de construire și mult mai multe lucruri care ies din aceste studii de fezabilitate, care la acest moment sunt, cred, în curs de derulare la nivelul primăriei, pentru că au fost aprobate și prinse în buget. Numai că ar fi trebuit început mai devreme cu astfel de decizii și soluții a fi implementate, pentru că în momentul în care interzici parcajul și arondarea numărului locuri de parcare în funcție de număr de autoturisme, de proprietate, de ca omul să-și găsească mașina, vei constata că sunt insuficiente și nu toată lumea va putea participa la acea licitație, pentru că sau dacă participă, sunt unii care câștigă și alții care pierd, pentru că așa se întâmplă și rămâi fără loc de parcare. Adică lucrurile trebuia să stea în felul în care toată lumea să ai un loc rezervat, să plătești o anumită taxă modică în momentul în care vii să îți găsești locul de parcare gol, dar să aibă posibilitatea toată lumea să participe și să își găsească un loc de parcare. Da, revine telespectatorul din prima parte care a vorbit despre regulament și s-a simțit un pic deranjat că am spus că ar trebui să ne gândim la termene atunci când vorbim de două ori. M-a întrebat ce cuvinte injurioase a folosit și că ar fi bine să nu mai girăm abuzurile domnului Toma. Nici de cum nu le girăm, că dacă le-am fi girat nu le discutam aici. În al doilea rând, atunci când nici nu mi-amintesc tiran, parcă, sau dictator, știți cum e regula în televiziune, dacă folosiți astfel de cuvinte, trebuie să-l întrebăm pe domnul Toma ce crede despre cuvintele pe care le-ați folosit, adică în traducere liberă să-i dăm
dăm un drept la replică. Și așa, în dreptul la replică ne ocupăm tot timpul și nu cred că are vreun rost. Dar mesajul a fost clar, ceea ce ați vrut să transmiteți, ați transmis și eram de acord cu ceea ce a spus, că nici n-am avea cum să nu fim de acord noi cei care suntem subiectul acelui regulament incriminat de toată lumea, nu? Sigur, acum păstrăm o decență în a discuta, în a prezenta. Fiecare are libertatea de a-și exprima o opțiune, o părere, o poziție. Important este să-l respect pe celălalt, chiar dacă nu-ți place ceea ce face. Dar sunt lucruri cu care nu toată lumea se acomodează. Normal. Spune alt telespectator, domnule Ionescu, de ce avem aceleași probleme în Buzău pe care nu le vedem rezolvate niciodată? Tot locurile de parcare, tot ele sunt vinovate, spune telespectatorul. Ce ne facem în zona Pieței Centrale, cum rezolvăm acolo? Știu că sunt aici parcometre în centru, nu? Nu, problema e ca număr de locuri de parcare și posibilitatea de a parca. Bănuiesc că a vrut să scrie telespectatorul. Eu am mai avut o poziție și mi-a exprimat o poziție vis-a-vis de proiectul din zona centrală. Sigur, dacă vrem să resistematizăm și să refacem zona centrală vechită de 40-50 de ani în urmă, e în regulă, da? Pe o soluție pe care a fost agreată și am agreat-o toată lumea, numai că am spus tot și în momentul în care mi-aduc foarte bine aminte și dumneavoastră vă aduce și mai bine aminte pentru că ați avut toți candidații aici în platou, în care toată lumea a promis parcare în zona centrală, o parcare subterană, prin care să ai posibilitatea să-ți lași mașina, să existe posibilitatea să nu blochezi traficul parcând pe stradă, da? Să poți să mergi la piață sau în zona de promenadă, în zona istorică a municipiului Buzău, dar din păcate e un proiect care nu prevede acest lucru. Eu am spus că e un proiect ratat dacă nu poți să faci și o utilitate din frumusețea locului de a-l remodela și de a-l resistematiza pe acest proiect. Din păcate o să ajungem în oraș sau atracția în zona centrală va fi redusă pentru că nu o să vină nimeni să parcheze în alt cartier în care oricum acolo sunt locurile de parcare date către cetățeni și să vină pe jos nu știu câte 100 de metri ca să vadă în piața centrală sau în zona istorică. Da, promisiunile cu parcarea nu sunt doar de la ultima campanie electorală. Cred păi că am auzit la fiecare alegeri promisiunile, că, așa cum auzeam, cu spitalele municipale dacă în România. Dacă spunea în campanie electorală, spunea, votați-mă că nu vă fac niciun loc de parcare în zona centrală, nu vota nimeni, da? Păi da, da, oamenii totuși țin minte, adică păi, nu uităm atât de repede. Sper să țină minte, da. Da, sperăm cu toții. Vedem ce se întâmplă la alegeri, că nu prea mai iese lumea la vot. Avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara, domnule! Bună seara! Bună seara, domnule Ionescu! Bună seara! Doamnă, ce vreau să vă zic? Ați reținut unde a găsit domnul primar loc pentru parcare? Păi nu ne-a anunțat, să știți. Nu puteam să rețin că nu ne-a anunțat încă. Că zicea că... Mai caută. Vă anunță. Da, dar nu ne-a anunțat încă. O să vină domnul primar la sfârșitul săptămânii, adică vineri, și o să-l întrebăm atunci, da? Asta poate între timp găsește. Ziceam parcul tineretului că face amfiteatru cu acoperiș. Văd că nu s-a întâmplat nimic. Așa zicea, știu și eu. Dar cred că n-au început lucrările, cine știe când începe. Îl întrebăm și asta. Nu pot să vă răspund eu. Eu știu doar promisiunile care se fac în emisiuni în general. Le știu și pe cele care nu se respectă, dar poate până la urmă vedem că se întâmplă minunile acestea. Singurele întrebări pentru domnul Ionescu, n-aveți nicio întrebare? Pentru domnul Ionescu, nu? Ce am? N-am nimic deocamdată. Data viitoare, da? Vă mai gândiți. Vă mulțumesc pentru intervenție. Seară bună. Seara. Nu m-a întrebat telespectatorul de Spitalul Municipal de data aceasta, că de obicei de fiecare dată întreabă ce știți despre Spitalul Municipal, o să-l avem. Ați avut că tot vorbeam de campanie electorală, aveați un proiect frumos cu preluarea Spitalului CFR. Da, eu nu înțeleg de ce se complică lucrurile sau probabil că se avansează în spațiul public anumite promisiuni doar de dragul de a le spune să le audă cineva. Da? Eu am propus atunci și e o chestiune mult mai la îndemână, aș putea spune, prin preluarea Spitalului CFR, care oricum nu s-a investit și nou a fost modernizat, să spun, aproape niciodată, decât anumite lucruri simbolice, dacă vreți, de a desfășura activitatea cadrelor medicale, cât și pentru pacienți, el putea fi preluat foarte bine, putea fi modernizat și să este eligibil ca și obiectiv
finanțat și modernizat cu fonduri europene și reda municipalității la standarde așa cum trebuie să funcționeze un spital, cu condiții pentru cadrele medicale de acolo, cât și pentru pacienți. Altele spectatori vă întreabă, domnule Ionescu, ce proiect ați depune acum dacă ați fi în Consiliul Local Municipal? Da, un proiect important pentru buzoieni. La ce v-ați gândit? Trebuie foarte rapid dezvoltate acele parcări în interiorul cartierului cu un singur nivel supraetajate ca să acoperim necesarul de locuri de parcare. Pentru că din punct de vedere, una dintre marile probleme, nu numai la noi în oraș, ci și în toate țările civilizate și în celelalte orașe din România, este acea problemă a circulației, a locurilor de parcaj, pentru că dacă n-ar fi mașini pe stradă parcate, că omul n-are unde să-l lase, n-ar fi nicio problemă din punct de vedere al traficului și al fluenței, da? Pentru că se blochează ca urmare a mașinilor parcate pe stradă și atunci automat se îngustează strada și mașinile nu mai încap pe același flux, că s-au și înmulțit. Una era locurile de parcare acum 30 de ani, când era un număr mult mai mic de mașini, ele au crescut accelerat ca număr de mașini și automat a devenit o mare problemă și o mare problemă și în România. Va trebui găsite și implementate soluții cu acele parcaje în interiorul cartierului cu un singur etaj. Vedeți la Timișoara că s-au început să deruleze și să construiesc acele parcaje supraetajate. Pentru că toate și fluența în trafic și nervii și circulația și nemulțumirea oamenilor țin de faptul că pierd foarte mult timp în trafic, țin de faptul că trebuie să stea în coloană, să producă accidente, întârzie la servici, întârzie să ducă copilul la școală și fel de fel de lucruri cu care se confruntă și cu care n-ar trebui să fie așa ceva. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Sărut bună, domnul Șarabat, la toată ziua domnului. Bună seara. Ionescu. Mi-ați ridicat un pic mănușa, de asta am sunat vis-a-vis dacă ar fi în Consiliul Local, ce ar propune. Ce ați propune vis-a-vis de situația care este în țară și nu numai în țară, vis-a-vis de criza energetică? Eu am o propunere și poate că am să o spun pe post, poate că cineva o e interesat. Vă rog. Ar fi bine, consider, ca iluminatul public să se... lumina în Buzău să se aprindă mai târziu, cu o oră jumătate, fiindcă e lumina afară când becurile se aprind, și stingerea să se facă mai devreme, tot din același motiv. Nu-i dați idei domnului primar cu stingerea, cu regulamente de felul ăsta, că nu știu dacă... Cred că imediat o să reacționeze și o să le aplice ideile, dar mai e un pic și... Să știți că vara trece repede și în fiecare toamnă, iarnă am avut probleme cu iluminatul public, în sensul în care telespectatori din foarte multe cartiere ne sunau, ne trimiteau mesaje spunând că nu există lumină în zona respectivă și că merg în beznă și dimineața când pleacă la lucru de vreme și seara când veneau copiii de la școală. Așa că nu știu dacă e o idee prea bună, că o astfel de regulă s-ar putea aplica pe termen nelimitat, nu doar cât e ziua Doamna lungă. Dar nu, e funcție de vreme, e funcție de ce, cum singe Dumnezeu lumina. Da, ideea noastră e bună, numai să fie aplicat așa cum trebuie, adică să nu avem probleme după aceea. Nu. Poate fi aplicată chiar, cum să zic eu, zonal. În zonele în care e mai multă lumină, în sensul că, e o propunere. Bun, mă bucur că ați transmis-o în emisiunea noastră. O altă propunere sau întrebare pentru domnul Ionescu aveți? Pentru domnul Ionescu am o întrebare așa, mai ce gânduri are din punct de vedere politic? Bună întrebare, lăsăm să vă răspundă, vă mulțumesc, seară bună vă doresc. Bună seara. Ce gânduri aveți, domnul Ionescu? Sigur, la primul subiect... Văd că nici acum s-a deblocat programul cu panouri. Și iluminatul pe LED-uri, vorbim despre acest proiect în tot orașul, cred că de foarte 5 ani. Foarte multe unități administrative din România și comune și orașe mai mici au apelat la acel program de schimbare a corpului de iluminat. Noi de ce apelăm, asta vă întreb? Adică mai repede dăm stingerea ca în armată decât să investim, să plătim și mai puțin și să fie mai bine. Repet, foarte multe comunități au investit și au aplicat acel program de iluminat
să spun, ecologic, dacă vreți, iluminat mult mai eficient prin corpuri de iluminat cu LED. Am început și în anumite zone din municipiul Buzău, dar va trebui extins pentru că reduci consumul cu cel puțin jumătate din... Promisiunea era că vom avea în tot municipiul, nu numai în anumite zone. Sigur, da. A doua întrebare, ce gânduri aveți din punct de vedere politic? Vor intra într-o cursă internă, se vor face evaluări la nivelul partidului. Nu ce gânduri au cei din partid, v-a întrebat telespectatorul. Ce gânduri aveți dumneavoastră, acum independent de voința lor? Ce v-ați dori să faceți? Independent de voința lor e una, dar automat trebuie dori să fiu dependent de voința poate altora și nu va trebui să rămân așa. Sigur, vom înscrie în cursa internă la nivelul partidului pentru funcție în spațiul public pe care doresc să candidez. Candidați pentru funcția de primar v-ați dori, că sigur o să aibă alte propuneri cei din PNL, dar vă întrebam dacă veți candida pentru acest post sau vreți pentru Consiliul Local. Acum, doar din punctul meu de vedere, evaluarea fiecărui candidat într-o formațiune politică ar trebui să fie corectă, evaluarea candidaților și plasarea celui mai bun candidat să fie cel care va candida pentru funcția de primar. Spuneați dumneavoastră că ar fi bine să se facă un sondaj, nu? Absolut, adică dacă sunt 4-5 candidați care și-au depus altfel, solicitarea... Altfel nici de cum să faci o evaluare, când ne facem evaluarea între noi care suntem mai buni și mai frumos acolo. Dar aveți încredere în sondajele făcute de partide? Acum vă întreb, ca și cum n-ați fi parte dintr-un partid în politic. Sondajele făcute în partide, am încredere în firma de sondare, numai că rezultatele să fie transmise corect. Tocmai. Deci veți depune această solicitare de a fi candidatul PNL la primăria municipiului Buzău. Printre candidați. Printre cei care își vor mai depune, veți fi și dumneavoastră. Sigur. E bine de știut că aveți astfel de dorință. Nu vă dați bătut. Ați încercat și independent. Și am luat cel mai bun scor. Da, e adevărat. O vedea și să fim sănătoși până atunci. Așa să fie. Vreau să mai vorbim puțin despre Spitalul Municipal, pentru că am deschis discuția și spuneați dumneavoastră despre Spitalul CFR. Știți că nu avem medici deloc nici la Spitalul Județean, aproape deloc. Sunt 23 de posturi scoase la concurs pentru 13 specializări și nu s-a înscris nimeni până acum, cu toate că sunt tot felul de facilități acordate. Așa credeți este că vor veni mulți medici la Spitalul Municipal? Poate că în instituțiile de învățământ ați văzut că este o concurență destul de mare pe diferite specialități. Sunt foarte mulți candidați în facultăți, vorbesc și cei care se înscriu acum și cei care termină. Din păcate, eu cred că la nivel România infrastructura în spitale mai are de recupera pentru a asigura toate acele condiții pe care le vedem în Occident și pentru care foarte mulți tineri pleacă afară să lucreze în diverse spitale și instituții publice, private, din străinătate. Încheiem cu un mesaj al unui telespectator. Mai vin câteva mesaje, sper să am timp să vi le citez, răspunde scurt. Sigur. Întreabă cineva de ce nu fac cei din primărie regulament pentru buzoienii care merg cu trotinetele prin crâng și sunt aproape să dea peste pietoni? Am văzut o ultimă știre și rapid răspund la televizor acum 2 zile în care codul rutier se va modifica și va face un regulament la nivel național cu privire la circulația trotinetelor. Altcineva spune că ar fi bine să nu fie toate becurile prin frunzele copacilor ascunse. Asta ține de modul de a îngriji sistemul public. Da, tot primăria ar trebui, sigur nu să da. Fie atentă la detaliile acestea prin urbis, prin... Sigur că da, serviciul de specialitate. Și vă mai întreabă cineva de ce nu vreți să candidați de la un alt partid? De ce, domnule Ionescu? Nu, știe sau ceva? Independent? Nu știe ceva? Nu cred că, nu știu dacă știe ceva, e singura întrebare am transmisă glumit, în mesaj. Da, am glumit. Ar putea ști ceva? Nu, am glumit. Nu? Ați glumit. Da. Bun. Și iată că mai vine un mesaj, e ultimul pentru că nu mai avem timp. E o întrebare care o să vă placă, sigur. Ce se mai aude cu azbocimentul în Dorobanți, domnule Ionescu? Mâine, poi mâine veniți după voturi, spune, dar trebuie menționat că nu dumneavoastră luați decizia, nu schimbați conducta de azbociment. Vor fi schimbate, există un program aveți acolo municipal, sigur, o echipă care se ocupă. O echipă care se ocupă, gestionată de doamna director, care sigur a fost în studioul nostru, pe care am întrebat-o sigur vis-a-vis de azbociment și ne-a asigurat că se va întâmpla minunea aceasta.
în cadrul proiectului care începe în septembrie, dacă sigur nu sunt da. Contestații. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit. Mare plăcere. Și ne revedem curând. Spor la treabă. Sărut mâna. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună, la revedere!